scris în plus nu înseamnă nimic, nu? Păi cum ați calculat coeficienții pot și cut, care sunt foarte importanți pentru un plan urbanistic zonal? La suprafața proprietății. Păi, nu, da, adineaul a spus că suprafața nu contează. Nu se iau suprafețe, că noi ne-am raportat la suprafața ca niște proprietăți. Bun, nu ne contrazicem, asta e o întrebare. Spune aici în avizul poliției. Tot dumneavoastră a spus că nu este nevoie de nimic, da? Pe sensul de mersul ceva aia, să fie amenajată o bandă de circulație dedicată efectuării virajului la stânga. Cum faceți această bandă de circulație? Pe suprafața existentă a părții carosabile. Am discutat cu domnul comisar soluția respectivă și o să vă prezentăm în momentul în care depunem pentru autorizație de construire. La nivel de pe zona carosabilă existentă. Deci nu intrăm într-o parc, nimic. Pe zona carosabilă existentă. A, asta vreau să văd și eu. Da. Deci, acum chiar de asta este SFM-ul. Vă face prezentarea exercitivă. Propun să trecem la vot. Articolul 1. Se aprobă documentația de urbanism, pus plan urbanistic zonal, pentru construirea magazin alimentar Tenimarket și magazinul produse din care și băuturi și vânzături, scuzați, acces auto și pietonare, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și îmbarcare, pion publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, tranșament de la autorități, organizare de șalier, strada Sucevii, cu 99, municipiul Cotriceni, beneficiar Fundația Caritatea, prevăzută în anexa la prezent la hotărâre. Cine este pentru? 9 voturi. Împotrivă. 6. Se abține cineva? Nu este cazul. Articolul a fost respins cu scrisul de hotărâre aplicat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avetii personal.